Parohia din centrul municipiului Galați, ocrotită de Sfântul Ierarh Spiridon, și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, în locașul de cult care adăpostește icoana făcătoare de minuni a Sfântului Spiridon, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Printre credincioșii prezenți la slujbă s-au aflat profesori, oameni de cultură, precum și copii de la centrul de zi al parohiei. Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, păstor blând și smerit, care a unit multa rugăciune cu multa preocupare pentru binele păstoriților săi, ajutându-i la boli, la necazuri, la suferințe și în același timp chemând ajutorul, puterea și harul lui Dumnezeu pentru a vindeca mulți bolnavi din timpul său, ca și în timpul nostru de astăzi. Este mult iubit și chemat de creștini pentru tindeni în creștinătatea ortodoxă, dar mai mult în Grecia și în România, iar aici, la această veche și importantă biserică din centrul orașului, Sfântul Ierarh Spiridon, de mai bine de 150 de ani, cheamă la icoana sa făcătoare de minuni pentru rugăciune, reculegere și întărire sufletească și trupească zi de zi. Sfântul Spiridon ne-a inspirat și pe noi ca să facem la parohia noastră o lucrare socială filantropică cu caracter permanent pentru ajutorarea aproapelui. Se împlinesc 12 ani de când a luat ființă cabinetul medical și centrul de zi pentru copii, care mai târziu a devenit Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Spiridon. În această perioadă de pandemie, respectând normele impuse de situația actuală, cantina socială și asociația și-au desfășurat permanent activitatea, oferindu-le zilnic celor 70 de copii beneficiari masă caldă la cantină sau la domiciliu și suport educațional prin intermediul personalului angajat, dar mai ales prin voluntarii noștri. La finalul slujbei, copiii din cadrul centrului de zi au susținut un program de colinde tradiționale românești și poezii în cinstea nașterii Domnului. Toți copiii prezenți au primit daruri din partea înalt preasfințitului Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. De asemenea, în contextul sărbătoririi ocrotitorului spiritual, Asociația Multifuncțională Filantropică Sfântul Spiridon din Galați, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a oferit pentru 100 de persoane defavorizate pachete cu produse de igienă și materiale de protecție.